...în centru nașterea din nou și unii ar vrea să o scoate, să nu mai vorbim despre nașterea din nou. Și nașterea din nou o precizează Părintele Iosif foarte clar. Este botezul, dar nu săvârșit de mic și împachetat și la revedere. Și este trezirea dovnicească prin voința proprie. Dacă cineva minimalizează taina botezului acela, nu poate fi nici o stașă al Domnului, nici ortodox. Dar și dacă spunem că botezul nu e de ajuns noi nu trebuie să-l activăm și să-l trăim, iarăși nu trăim nici măcar în învățătura bisericii de cum au astii Domnului. De aceea oastea Domnului are în centru nașterea din nou, nașterea de sus, prin care să se aprindă sufletul omului și apoi are legământul. Și legământul e un angajament, nu că o să mă duc de 3-4 ori pe an la Sibiu la adunare, E un angajament că toată viața mea mă lepă de păcat.